Suntem astăzi la emisiunea dumneavoastră dedicată Văii Bârgăului, într-un loc pentru mine esențial. E deja un secret pe care am să vi-l mărturisesc la această emisiune și care sper din tot sufletul să ajungă în inimile bârgăoanilor. În acest loc eu m-am născut. Mai exact, aici mama mea, în fosta colonie a Colibiței, a șantierului de la Colibița, mama mea m-a purtat în burtă și, e adevărat, numai nașterea mea s-a întâmplat la spitalul din Bistrița. Ulterior, mama mea venind aici cu mine mic, loc în care eu mi-am petrecut toată copilăria. Aici au fost anii copilăriei mele, în colonia de la Colibița. Colonia șantierului de la barajul Colibița. Tatăl meu a fost electrician aici și a lucrat aproape 10 ani, iar mama mea a fost educatoare aici, în colonia din Colibița. Copil mic fiind, pentru mine împrejurimea aceasta reprezenta toată lumea mea. Era copilăria mea. Aici, aproape de barajul de la Colibița, îmi aduc aminte cel mai bine din copilărie de iernile grele, în care tata mă ducea cu sania pe aici, printre brazii ăștia, și uneori intram în omăt până aproape la nivelul capului. Dacă tot vorbesc de cap și de nivelul capului, nu știu dacă telespectatorii dumneavoastră pot vedea, am și acum un semn de aici, din colonia de la Colibița, pentru că părinții mei stăteau în barăcile de lângă magazin, din dreapta magazinului. Îmi aduc aminte și acum magazinul care mirosea a salam, a pâine coaptă și a petrol. În dreapta magazinului erau barăcile și din barăci treceam drumul și urcam foarte multe scări ca să ajung la cămin, unde mama era educatoare. Iar într-una din aceste zile, un alt copil nevinovat, aș vrea să-l cunosc astăzi, poate e un bârgăoan de seamă și mare și sănătos, așa cum sunt bârgăoanii, a aruncat cu o piatră de sus de pe scări și mi-a spart capul, de s-a strâns toată colonia să vadă ce a pățit copilul educatoarei. Pe mama o chema Dorina Maria și mulți din copiii de atunci, de pe Valea Bârgăului, sunt astăzi oameni de vârsta mea, cu familii, cu copii la rândul lor. Eu nu-i cunosc, dar mi-aș dori să pot ajunge aproape de sufletele lor. Mi-aș dori din suflet asta, pentru că dacă am început emisiunea dumneavoastră cu un secret, atunci spun așa. Știu că pentru bârgăoani mândria locală e foarte importantă. Și atunci tot lor le spun astăzi că am copilărit până la 6 ani aici, în colonia de la Colibița, împreună cu mama mea și cu tatăl meu, și că abia la 6 ani, când eu a trebuit să mă duc la școală, părinții mei au plecat din colonie din cauza mea sau pentru mine. Din acest motiv, uneori nu știu dacă sunt bârgăoan sau nu mă simt ca bârgăoanii. Un lucru e clar, lacul de la Colibița pentru copilăria mea reprezenta ceva imens. Îmi aduc aminte și astăzi groapa mare care astăzi e acoperită cu apă. Îmi aduc aminte și astăzi că tata m-a dus pe versantul din stânga
era un drum șerpuit pe care urcau camioanele și copil mic din cabina unui camion mi-a părut îngrozitor de mare adâncimea și mi s-a făcut frică. Eram copil pe vremea aia, astăzi mi-ar fi frică eventual să trec lacul Not, dar asta trebuie să o știe bârgăoanii și eventual, dacă va trebui vreodată să o fac, să pot conta pe sprijinul lor. Aici, așadar, în copilărie, am dormit, îmi aduc aminte și acum valea din spatele barăcilor, îmi aduc aminte și acum că uneori o întrebam pe mama dacă zgomotul de afară e ursul, pentru că barăcile erau dintr-un soi de PFL și nu erau izolate și se auzea de afară tot ce se întâmpla, iar unii din vecinii noștri aveau cotețe cu porci exact pe lângă râu, pe lângă pârâul din spate. Și nu de puține ori, ursul a venit și le-a luat porcii din coteț. Mi-aduc aminte apoi școala, unde eu n-am apucat să învăț, fiindcă părinții s-au dus la Bistrița cu mine, dar ea era acolo deasupra drumului, și căminul mi-l aduc aminte cel mai bine, unde dormeam la prânz și pe vremea aia îmi părea că așa trebuie să fie lumea, din carton. Am trăit într-o lume de carton 6 ani de zile. Ca și copil nu mi-am dat seama, dar mama astăzi îmi spune că a fost foarte greu, a fost o viață grea. Asta pentru mine nu-i decât o amintire plăcută și întotdeauna când urc înspre Colibița, ceva din sufletul meu crește și îmi spune: tu ești de aici și locurile astea îți sunt dragi. Îmi sunt dragi în realitate, ar fi pentru mine o onoare să pot să le reprezint de la anul, ar fi pentru mine o bucurie ca bârgăoanii să mă poată asuma ca fiind de-al lor, măcar prin copilăria mea de 6 ani, în colonia barajului Colibița, și ar fi în general o onoare pentru mine să găsesc în fiecare casă de bârgăoan o familie de prieteni. Pentru Valea Bârgăului n-am decât gânduri bune, pe care tot în această emisiune am să vi le împărtășesc și care din suflet sper să bucure sufletele acestor oameni de aici. Întotdeauna pe Valea Bârgăului am simțit că sunt între oameni cu inimă mare, sunt între oameni mândri, dar care au de ce să fie mândri. Valea Bârgăului cred că e una din cele mai bogate văi, nu a județului, a întregii țări, și sunt între oameni primitori, pe care însă trebuie să-i respecti. De aia, odată cu emisiunea dumneavoastră pentru Valea Bârgăului, emisiunea mea dragă, transmit tuturor bârgăoanilor că îmi propun un contract cu ei despre care vor afla în scurt timp. De aici, din locul în care eu am copilărit. Acolo era magazinul. Da, magazinul, și acolo a fost remiza, pompieri, atât a rămas. În rest... Și bărăcile erau în dreapta? Da, păi nu erau, au fost aici, au fost multe, au fost acolo cum intrați la pod, au fost nu știu câte au fost, multe bărăci. Acolo mi-am spart eu capul când mă duceam la școală și căminul era aici? Da, aici. Căminul aici. Era aici, da. Școala era în dreapta și mai sus stăteau profesorii, da, așa-i? Da. Vă dea Dumnezeu sănătate. Sănătate. Doamne ajută! Ce poate sta exemplu pentru întreaga țară.
Un loc amenajat pentru turismul urban de weekend. Un loc pe care am ținut mult să îl punctez pentru că vreau cu aceeași ocazie să felicit primarul comunei Bistrița Bârgăului. Țin mult să o fac, deoarece Vasile a înțeles cum trebuie să-și promoveze zona. Pentru orice cetățean din această țară sau chiar din Europa, drumul din Prundul Bârgăului până sus, la barajul Colibița, e un drum agreabil, de o frumusețe aparte, pe care primarul comunei Bistrița Bârgăului a înțeles să-l și amenajeze. N-am să ezit niciodată să felicit un om care trebuie felicitat, așa cum sunt motive să felicit primarii de pe întreaga vale a Bârgăului. Între oameni destoinici, e evident că e ușor să alegi oameni destoinici. Iar comunitatea bârgăoană nu mai are mult până va deveni cunoscută oficial în întreaga țară pentru destoinicia ei, pentru hărnicia ei și sper eu din suflet și pentru faptul că e o comunitate primitoare ce are cu ce se lăuda. Eu cred că aceasta e calitatea ce trebuie scoasă în evidență pe Valea Bârgăului. Faptul că oamenii sunt avuți, că sunt primitori și cred eu că nu ezită să arate celorlalți și să împărtășească cu ei bogăția lor. A doua noastră oprire e la Tiha Bârgăului. Așa cum am lăudat primarul din Bistrița Bârgăului, laud și primarul din Tiha Bârgăului, care de data aceasta îmi e chiar coleg de partid. Suntem în curtea familiei Trișcă, nu întâmplător al treilea om de care eu sunt mândru tare aici pe Valea Bârgăului, e viceprimarul de la Joseni, unde împreună cu primarul comunei, Josenii Bârgăului, fac lucruri minunate. Simt aici, la Valea Bârgăului, pe Valea Bârgăului, că pot fi făcute foarte, foarte multe lucruri
lucruri care să aducă în atenția întregii țări această zonă. Ca un om ce a învățat 30 de ani din cei 37 ai săi, am gândit pentru Valea Bârgăului un program care să o pună în centrul atenției întregii României. Împreună cu președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan, împreună cu colegul meu, Stelian Dolha, candidat și el în echipă cu mine aici pe Valea Bârgăului, împreună cu echipa de la prefectură și în special cu domnul Ovidiu Frenț, am gândit pentru Valea Bârgăului un proiect. Și pentru că sunt la o emisiune în care vorbesc din suflet bârgăoanilor cu suflet, am să și spun că proiectul nostru pentru Valea Bârgăului așa se și intitulează: Casa Bogăției, Casa României. Valea Bârgăului, Casa României e un proiect care odată pe an, pe vremea asta a toamnei bogate și frumoase, invită toată țara, dar toată țara, să vadă cum trăiesc bârgăoanii, să vadă cum știu ei să fie gazde și să vadă cum pot fi niște oameni harnici într-o țară minunată, cu o viață minunată. Promovată la nivel național, această idee o și văd pe televizoarele, pe toate posturile, reclamă: veniți în Casa Bogăției, veniți în Casa României, veniți pe Valea Bârgăului. Pe parcursul a unei săptămâni sau poate a 10 zile, toată Casa Bârgăului să fie, Valea Bârgăului să fie deschisă vizitatorilor. De la intrarea din partea de sus pe Valea Bârgăului, dinspre Suceava, de la Tihuța chiar, și până jos în apropiere de Bistrița, să avem o zonă turistică intensă cu 10 zile primitoare. Am să invit primarii acestei văi să inventarieze toate casele ce sunt dispuse să primească oaspeți din toată țara. Să facă din ele un ghid pe care la poarta de intrare în Casa României, Valea Bârgăului, orice român, bucureștean, constanțean, bănățean, moldovean, să-l primească și să afle unde sunt adresele la care el poate mânca o masă împreună cu bârgăoanii și, dacă vrea, chiar să se cazeze la ei. Modelul acestui proiect nu e nou în Europa, e poate nou în România, pentru România. Și tot mama mea, de care am povestit deja în emisiunea dumneavoastră, ce a trăit 15 ani în Germania, mi l-a povestit prima oară. În Germania, pe vremea recoltei, absolut toți fermierii scot la poartă produsele lor și deschid larg porțile caselor lor. Astfel încât orice german, neamț,
trece printr-un sat, se poate opri, poate cumpăra produse și poate chiar sta la masă contra cost cu fermierul respectiv. Acum eu mă gândesc numai la țuica asta bună de pe Bârgău. Acum eu mă gândesc numai la tochitura pe care urmează, întinsură, pe care urmează să o mănânc aici la familia Trișcă. Acum eu mă gândesc numai la mămăliga cu brânză făcută aici. Astea toate sunt lucruri care pentru mine, ca bistrițean, sunt extraordinare, dar rămite pentru un bucureștean, pentru un sudist sau pentru un bănățean. Eu văd că în felul ăsta cu toții am avea de câștigat. Guvernul României ar fi interesat să investească în această zonă și să facă din ea o zonă turistică de profunzime. Nu numai cu pensiuni, ci și cu case de bârgăoani deschise vizitatorilor. Vorbesc aici de oameni darnici, de omenie, de oameni primitori, adică vorbesc de lucruri despre care pare că în România nu mai știe nimeni vorbi, pare că am uitat cu toții de ele. Dar aici, pe Valea Bârgăului, eu le regăsesc. Și aș vrea să scoatem împreună în evidență valorile acestea. Ministerul Turismului sigur va fi interesat de un astfel de proiect, va susține un astfel de proiect. Avem aici, știm cu toții, recunoscut în toată lumea, Castelul Dracula. Peste munte, peste deal, acolo avem Colibița. Avem poienile astea minunate. Avem zona aceasta minunată. Nu rămâne decât să o scoatem în evidență. Ei, ăsta e un lucru la care eu, Dorin Dobra, împreună cu toți prietenii mei de pe Valea Bârgăului, și n-am puțini, pe Valea Bârgăului, cum se zice, eu nu mor de foame, că oamenii aici sunt minunați. Eu cu toți prietenii mei mă angajez să-l fac. Primarii sunt convins că vor fi bucuroși de această idee, mai ales susținute de guvern. Că accesăm fonduri europene sau că nu accesăm, că românii să știu descurca și numai cu banii lor și cu avuția lor. Vom face împreună cu toții din această zonă o zonă de care să știe și ultimul român. Pleacă oamenii în weekend și vin pe Valea Bârgăului și dorm aici la Bârgăoani și primesc de la ei dimineața omletă, cum ei știu face, și brânză și mămăligă, și la prânz mănâncă cu ei și seara beau împreună țuică și să omenesc cu toții. Așa cum știu românii adevărat să facă, așa cum știu bârgăoanii să facă și eu am simțit de atâtea ori. Sunt într-o perioadă a vieții mele în care îmi pare că n-am cuvinte de ajuns să spun tot ce cred că se poate face și tot ce ar trebui să facem noi pentru țara noastră, pentru oamenii ei, pentru zonele, dragi nouă. Mai cred că țara noastră are nevoie de proiecte simple, bazate pe realități, cum e bogăția Văii Bârgăului, așa cum cred că soluția e în țara noastră. În felul ăsta câștigăm cu toții, propășim cu toții, ne înavuțim cu toții, dar nu în sensul bănesc neapărat, ci în sensul omenos. Ne câștigăm prieteni la care putem merge peste vară la mare și toamna să vină ei la noi pe Valea Bârgăului. Și nu-i nevoie în țara asta minunată de așa de mulți bani ca să ne fie bine. Astea-s gândurile mele și eu pe astea încerc să le promovez. Cu bârgăoanii mei, dacă vreți, că 6 ani de copilărie la Bistrița Bârgăului îmi dau dreptul să o spun,
eu cred că ajungem departe. Cu țara noastră, eu cred că ajungem departe. E numai nevoie de gândul bun, de ideea potrivită și de fapta pe măsură. Ăștia suntem noi românii, nici mai buni, dar nici mai răi decât alții. Și noi din lucrurile astea trebuie să ne facem un trai bun așa cum ni se cuvine.